Celor mai mulți copaci le place să trăiască în familie. Și în cazul copacilor, în familie există și copii. Fiecare specie de arbore are propria strategie pentru a-și asigura urmașii. De exemplu, fagii și sejarii sunt niște familiști convinși. Astfel, în cazul lor, semințele cad sub copacul mamă și familia rămâne unită. În cazul în care animalele iau semințele și le poartă în altă parte a pădurii, sunt convinsă că respectivii copaci își vor transmite pe sub pământ mesaje de dragoste și de dor cu ajutorul ciupercilor. Dar despre asta o să vorbim cu altă ocazie. Știai că și copacii copii merg la școală? În cazul lor, școala durează un pic mai mult, cam 200-300 de ani. În momentul în care copiii copaci sau copacii copii, puieții, ating înălțimea de un metru, școala începe. Și nu învață vreo tablă a mulțirii sau cum să scrie corect. Materia principală este cum să crești drept. E foarte important. În lumea copacilor este foarte important să crești drept, pentru că asta te va face rezistent împotriva vântului puternic. Dacă trunchiul este strâmb, se creează un fel de tensiune în interiorul lemnului, ca atunci când ai febră musculară. Copacii mamă, cu coroanele lor uriașe, sunt responsabile pentru umbra de la solul pădurii. În această umbră, copiii copaci cresc încet și sigur, alimentați de mamele lor cu zaharuri, prin rădăcini. Când ești copac, este important să crești încet, pentru că asta îți va asigura un trunchi bine închegat, puternic, rezistent în fața furtunilor și în fața atacurilor insectelor dăunătoare. În plus, cine crește încet își face rezerve de energie pentru a putea trăi și 500-600 de ani. Însă, din păcate, în tot mai multe păduri, puieții nu mai cresc așa cum trebuie, din cauza că sunt tăiați copacii mamă. Lăsați de izbeliște, copiii copac cresc strâmbi și cresc repede, pentru că nu mai au parte de umbra care îi ajută. Astfel, au parte de multă lumină și multă lumină înseamnă că respectivii puieți pot să-și producă, prin frunze, o grămadă de mâncare. Astfel, ei se îmbuibă, se giftuiesc, mănâncă până nu mai pot, cresc repede, iar trunchiul crește fragil în fața vântului puternic și în fața insectelor dăunătoare. Cel mai probabil, în câțiva zeci de ani, respectivul copac va muri. Probabil ai auzit cel puțin odată cât de important este să plantezi un copac. Adevărat, însă, în completare, la fel de important este să protejăm copacii pe care încă îi mai avem, în parc, în păduri sau pe lângă casă. Datorită lor, putem respira aer curat. Așa că, acum că vremea bună aproape că s-a instalat, te încurajez să petreci cât mai mult timp în compania copacilor și să le observi viața secretă. Au ei această superputere ca să ne încarce cu energie bună, care te va face să crești încet și frumos în fiecare zi. Ciao!